Bună dimineața! Sunteți pregătiți? Pentru că avem subiecte importante la ordinea zilei. Cu ce ne deplasăm mai repede în această zi fără mașini? Candidații ce teste au mai trecut? Și cine a stat la un hotel de 5 stele prevăzut cu spa? Dar vă dau salutul meu cu mâna la inimă, așa cum ne spune Organizația Mondială a Sănătății, și cu mâna pe suflet vă spun că vă mulțumesc și pentru faptul că ieri v-ați adunat aici la mine pe canal și am dezbătut problemele care apăruseră la ordinea zilei de ieri, că fiecare zi are o ordine de zi. Dacă nu mă înșel la memoria, chiar și Adrian Păunescu avea o poezie care se intitula Ordinea de zi. Așa că începem ordinea noastră de zi de aici, de pe videoul de pe YouTube, vorbim despre serverele Microsoft care au intrat la apă. Vedeți că de când cu 5G-ul, cu antenele, cu vaccinurile astea, cu nu știu ce, cu 5G-urile, îi bai. Microsoft-ul a intrat la apă, ci că își țin serverele pe fundul oceanului. Atâtea date au acolo încât se recorește mai bine serverul dacă îi băgat în apă. Normal că în ape nu mai avem acum pești, nu mai avem faună și floră, punem servere. Și lângă ele peturi și altceva ce nu ne mai trebuiește nouă prin case. Dar mă gândesc așa că dacă vine un val, vine valul și mi-a calul, cânta Daniel Iancu prin anii 2000, dacă nu mă înșeală memoria. Dacă vine valul și mi-a serverul, ce mă fac? Că pe astea tot discutăm acum numai de valuri, totul s-a vălurit. Domnul ministru Tătaru, ministru de la Sănătate, chiar ne-a anunțat că suntem pe cocoașa, pe valul, pe creasta a doua a cocoașei de la valul întâi. Bă, nu mai înțelegi nimic, ne exprimăm așa de plastic. Pe cocoașa a doua a valului întâi. Păi câte cocoașe are un val? Câte valuri o să mai avem pline de cocoașe? Dar iarăși recurg la o poezie, ce e val, cavalul trece, tu rămâi la toate, rece de te îndeamnă, de te cheamă să faci teste. Oare ce teste mai fac candidații de la Primăria Capitalei? Știți că doamna Firea i-a invitat pe toți, pentru ca să aibă o dezbatere cu ei, să-și facă testul antidrog și testul ăla de băgat în nas. Da, dar testul adevărat e testul dat zi de zi, dacă ești primar, nu? Te testează bucureștenii, te testează cetățenii din oraș, din comună, ca primar. A dat în funcțiune ieri pasajul Ciurel din București, un pasaj extraordinar care se termină în Bălării, care face niște legături senzaționale, iar doamna Firea zice că e cel mai important proiect de infrastructură de după 89 în București. Și într-adevăr s-a văzut competența infrastructurii primăricești. Bară la bară s-a circulat. Acum o să zică lumea că era și luni și după masă și mașinile merg bară la bară, dar totuși a fost un test pentru doamna Firea. El a trecut cu bine, a mers acasă, în voluntari, a scos vreo 3 rânduri de moaște, s-a închinat și de astăzi o să se fluidizeze traficul. Mai ales dacă o să închidă pasajul Ciurel sau Ciucurel. Noi numai cu diminutive. Nu putea face un pasaj Ciuruc, mă! Ciurea! Ciurel, adică un pasajer, adică un bară la bară. Vă dați seama că așa nu se poate circula. Că dacă încurci circulația, chiar dacă ai parcat neregulamentar, cineva te amendează. Sâmbătă, în Cluj-Napoca. O mireasă săraca, s-a căsătorit și ea. Și mașina ei a fost un pic parcată neregulamentar, dar nu mult. Până au zis mirele, da? Și până au tras niște poze. Au făcut niște poze și pe când să meargă să ia mașina frumoasă, decorată, știți? Cu panglici, cu păpușică în față. Ia-o de unde noi. Adică unde îi? Pe platformă. I-au ridicat-o ăștia de la serviciul de ridicare auto din oraș. Chiar mașina miresei, da, se poate așa ceva. Eu înțeleg să n-ai mamă, să n-ai tată, să n-ai, da. Chiar așa nu-i bine. Ce să facă săraca mireasă? Să ia un tren? Ca domnul Iohannis, ieri s-a urcat pe tren de la Otopeni până la gara de nord, a zis că da, uite, se poate cu asemenea proiecte, o să rezolvăm infrastructura rutieră a României. O merg 7 minute cu trenul și la întoarcere a zis domnul Ciolacu că nu mai aveau garnitură. Oricum domnul Iohannis a zis că el nu preferă garnitura, preferă o salată.
Acum, dacă îi trimite mama domnului Claus Iohannis pachet din Germania, ajunge pe Otopeni, imediat îl aduce trenul în gara de nord, cum ar fi să stea președintele să aștepte pachet ca în studenție. În studenție sigur că o primi pachet. Fiind din Sibiu și studiind în Cluj-Napoca, aștepta un pic la tren să... Dar ce vremuri acum... Pe unde se mai asfaltează? Ci că la o biserică sau mănăstire nou deschisă, undeva prin Bihor, pe lângă Oradea, s-a turnat și asfalt, că urma să vină prea fericitul părinte Daniel cu un sobor de vreo 20 de episcopi. Și foarte bine că s-a turnat. Și enoriașii s-au bucurat totuși, au o biserică frumoasă acolo, bravo și cinste lor. Presa ce semnalează? Că întâi stătătorul bisericii noastre s-a cazat la un hotel de 5 stele. Acum asta nu e un lucru prea important. Oare s-o fi cazat la single, la double, la apartment? Nu ne interesează că... Nu. Dar ideea e că a doua zi la slujbă îi îndemna pe credincioși să doneze. Din puținul lor să se continue pictura. Știți cum e, că ridică biserică, o sfințesc, o ăsta... Dar înăuntru mai trebuie un sfânt pus, mai trebuie o icoană, mai trebuie, știți? Da. Luxury, la un hotel, luxury cu spa. Oboseală mare să fii și prea fericit. Te obosești dacă prea fericit și s-a cazat la un hotel 5 stele, luxury. Și după aia a îndemnat ca o justificare a lor tot timpul pasajele din Biblie, nu? Că pe banul, pe banii văduvei și pe banii celui mai sărac om sau așa ceva, s-a construit templul lui, cine a fi fost, David sau Solomon. Și tot timpul, pac, îți dau un pasaj de ăla, de nici pasajul ciurel nu te întrece. Nu. Să fie sănătos, dacă el crede că e bine, știți cum e vorba aia, treaba popii de banii bisericii. De bani, că de banii noștri, cine întreabă? Acum, nu știu, mai măresc ceva pe la profesor, mai măresc ceva la pensie, astăzi votează. Să vedem cu pensiile. Că japonezii, vreo 70% dintre japonezi au zis că ei doresc să muncească și după pensie. Vă dați seama, japonezii doresc să muncească și după pensie. Românii nu muncesc nici până să pensionează. E un pic de diferență, nu? Acolo încă mai au împărat, nu? Aici la noi tății sunt părați, regi, bombardieri și de aia ne merge bine cum ne merge. Merge. Ce merge? Mașina? Lăsăm azi mașinile în garaj? Astăzi e ziua internațională fără mașini. Cum, dacă ai numai o mașină și are treabă nevasta la cumpărături sau la nu știu ce, clar că e ziua fără mașini. Dacă te mai apuci să mai tragi o bere pe undeva, grăbindu-te spre casă, e clar, iară ziua fără de mașini. Un gest frumos în toată lumea, să cam renunță astăzi la urcatul în mașină și la condus. Stăm deoparte și preferăm micromobilitatea, nu? O trotinetă, o tricicletă, o... Mă aștept ca președintele să dea examenul ăsta, exemplul ăsta. Săptămâna trecută a fost cu metrou, săptămâna asta cu trenul. Astăzi, fiind ziua fără mașini, ar putea să se urce iară pe bicicletă sau pe schiuri, depinde pe ce. Sau pe o trotinetă electrică să dea exemplu. Cum arăta Claus Iohannis pe o trotinetă? Trotinetuțele alea așa și el dita mai, da. Că și trotinetiștii au o viață amară. Că numai ieri, inclus în Apoca, au fost... amendați în 2 ore 11 trotinetiști, că ei conduceau bine, că aveau școala de pietoni. Numai poliția era și amendează. Vă salut, ducând mâna la inimă, așa cum ne recomandă Zakuskis Gebreizis Boulangis de la OMS, să ne salutăm când ne vedem ducând mâna la inimă. E o chestie frumoasă și asta, cu... dar păi îți dai seama că de la distanță vezi o cunoștință și tu duci mâna la inimă de bucurie că îl saluți, nu că te întâlnești, duci mâna la inimă și el zice ioi, fii atent că ăsta face infarct, murdu poliția, poliția locală, veniți, luați-l, duceți-l să se facă bine. Mai bine ne salutăm cu celebru, trăiți, serus, ce-ai fac, bine, tot pe bază de mâini să folosim salutul, să facem salutul.
O zi frumoasă, așa cum vă doriți, fără ceasuri rele, numai cu ceasuri bune și fără mașini. Fără mașini, nici în preajmă, nici la volan, nici să le conduceți. La mâine, din toată inima, Nicu Bendea vă salută.